Cireșele de mai au început să fie culese din livezi și au ajuns în piețe. Sunt gustoase, iar pofticioșii le pot cumpăra deja. Pe tarabe, în afară de cireșele românești, găsim și cireșe aduse din import, cele mai multe din Grecia. Prețul 20 de lei kilogramul. Trebuie să ne bucurăm de fructele și legumele de sezon, sunt cele mai sănătoase. Preferăm să consumăm local, tocmai pentru a încuraja economia locală și pentru a nu avea costuri de transport, pentru a nu polua, este cea mai bună variantă. Cum vi se par cireșele? Foarte frumoase. Foarte frumoase, nu știu cât or fi de gustoase, dar de frumoase sunt foarte frumoase. Am luat și noi un pic să gustăm. Mai avem și niște nepoțele acasă, dar ce să facem dacă nu-s românești? Încercăm să, da, ne adaptăm. Cireșele sunt fructele vedetă ale acestei luni. Sunt mari și aromate, numai bune pentru a fi consumate proaspete sau transformate în preparate delicioase, tarte, compot sau dulceață. În piețe se găsesc cireșe românești, multe aduse din Runcu, județul Gorj. Au fost foarte bune față de anii anteriori. 2 ani la rând n-am avut mai nimica, dar acum chiar sunt foarte bune. Este bună producția de anul acesta? Da. Foarte bună. Și cele de iunie și de 15 mai sunt foarte bune. Până în prezent, dacă nu ne afectează grindina, ploile, până în prezent sunt foarte bune. Cu cât vindeți un kilogram de cireșe? Depinde de zi. S-au vândut cu 15, cu 10, cu 12, depinde de zi. Cam în săptămână jumătate, maxim 2 cel mult, ar trebui să fie în plin cireșele românești și cu un preț mult mai mic, mult mai scăzut. Și să sperăm că ține vremea și nu se crapă de la ploi. Din piață nu lipsesc nici căpșunile, la fel de căutate în această perioadă. Sunt fructe de sezon, gustoase și aromate. Un kilogram de căpșuni românești se vinde cu 15 lei.